Am călătorit pe jos până la Roma, Paris, München și multe alte orașe europene. Timp de 30 de ani am cărat peste 250.000 de cărți în limba română din țara românească în Transilvania pe vremea când Ardealul era partea Imperiului Austro-Ungar și scrierile în limba română nu erau permise. Am dormit lângă coluna lui Traian, am fost la Ierusalim și m-am spălat cu apă din Iordan. Numele meu este Gheorghe Cârțan și acesta este portretul meu. Poate mă cunoașteți și ca patriotul Badea Cârțan. Eu am avut o ambiție, aceea de a vedea românii uniți într-un singur teritoriu și de a ajuta ardelenii să învețe carte românească. Am fost închis, amenințat, bătut și cărțile mi-au fost arse de multe ori, dar nu m-am oprit. Să vă spun povestea mea. Viața timpurie M-am născut în anul 1849 în satul Oprea Cărțișoala din județul Sibiu într-o familie de ciobani. Casa noastră era la întâlnirea pârâului Bulea cu laița această zgomotoasă. Alături de frații mei am învățat să fim ciobani buni și să cunoaștem muntele. Școala era și pe atunci obligatorie, dar am refuzat să merg pentru că în Imperiul Austro-Ungar era obligatoriu să înveți germana și toate materiile erau predate în germană. Copiii nu aveau voie să vorbească limba română nici măcar în recreații sau pe ulițe, iar cei care erau prinși că încalcă această poruncă trebuiau să parte la gât o tăbliță pe care era desenat un măgar până când un alt copil era prins și îi se dădea lui tăblița, pe când eram mărișor deja într-o seară de septembrie în 1863 după mulsul oilor, ne-am adunat toți ciobanii în jurul focului. Baciul Axinte Budac a început să ne povestească legende și întâmplări din istoria neamului. Ne povestea despre Alexandru Ioan Cuza, care domnește de trei ani la București și care i-a unit pe munteni și moldoveni într-o singură țară. Atunci l-am întrebat, se poate trece dincolo în țară? Așa am aflat că nu era ușor să treci și că-ți trebuia pașuș, adică pașaport. Nu înțelegeam prea bine. L-am întrebat, dar suntem cu toții români? Da, mi-a răspuns. Și de ce nu ne unim toți atunci? Nu știa să-mi răspundă. Un an mai târziu, în 1864, mi-am făcut curaj și am urcat piscurile până la graniță. Voiam și eu să văd unde sunt ceilalți români. Când am ajuns într-o boiană, m-am întâlnit cu un alt cioban care era din Muscel și am zis că vin din țara Făgărașului. Ne-am așezat sub un și am povestit câteva ore ca frații. Spre seară m-am întors acasă bucuros că am vorbit cu un frate din același neam. Plecarea din Cârțișoara și întâlnirea cu Ion Cotiga. În 1867, pe 29 mai, pe când aveam 18 ani, mi-am luat rămas bun de la părinți, de la frați și de la surori și am pornit cu o turmă de 40 de oi și cu duloul burcuș în necunoscut. Când am ajuns în țara Bursei, l-am cunoscut pe un alt cioban, Ion Cotidă din Săcele. M-am mirat să-l văd cu oile pentru că era fiul de subprefect, om învățat cu trei ani de facultate la istorie și filosofie. Zicea că și-a întrerupt studiile din cauza unei boli la plămâni căra după el o mulțime de cărți pe spinarea măgarului pe care îl numea Damaschin. Avea cărți de istorie, filosofie, romane și când ajungea prin oraș își împrospăta mica bibliotecă în anticariate, citea când stătea pe loc. Am povestit despre istoria neamului de care eram amândoi interesați, de faptele de glorie ale voievozilor și despre plăcerea de a fi în munți. Ne asemănam, așa că am decis să ciobănim împreună. Pe 5 iunie 1867 am ajuns cu turmele în Bărăgan și pentru că eram analfabet, Ion m-a învățat să scriu și să citesc și în povestea despre Platon, Socrate și Diogene, despre Herodot, Diocasius, despre Burebista și despre Dretodaci. Au trecut ani buni până am reușit să învăț suficient cât să pot citi din cărțile lui Ion. Abia la 25 de ani, în 1874, am început să citesc istoria neamului românesc, în timp ce -o păzeam o turmă mult mai mare acum, cu aproape 1000 de oi. Când am învățat de unde provenim, ce limbă am vorbit, cine ne sunt strămoșii și că suntem cu toții un mare popor român, am hotărât că trebuie să iluminez și pe frații mei din Transilvania, dar încă nu venise vremea pentru asta. Războiul de independență și armata, în 1877, au ajuns cuvintele lui Kogălniceanu și la noi spunea, suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, suntem o națiune liberă și independentă. Începuse războiul ruso-turc care s-a transformat și în războiul de independență al României, eu și Ion Cotiga n-am stat deloc pe gânduri, am hotărât să ne alăturăm lui Vodă ne-am prezentat la comandantul aflat la Buzău și am predat armatei române 1200 de capete de oi și nu prețul strâns pentru iarnă. La stână am reținut numai doi berbeci și 30 de oi. Am intrat voluntar în armată, dar ce să vezi, până să terminăm noi instruirea, oastea română i-a și bătut pe turci și n-am mai apucat să luptăm. M-am întors acasă în Transilvania, dar exista o problemă. Stagiul militar era obligatoriu, eu întârziasem 8 ani, așa că n-am mai putut să levit pentru că eram amenințat cu închisoarea. Mai exista un motiv, dar nu l am spus nimănui atunci. Voiam să am actele în regulă pentru că plănuiam să cutreier Europa, să văd cu ochii mei de unde mă trag. M-am dus așadar la Făgăraș, am fost încorporat și expediat în Bosnia. În armată, majoritatea ofițerilor erau austrieci, așa că n-am avut de ales. Până la urmă a trebuit să îmbăț Germana. Am stat trei ani acolo și pe 8 mai 1881 am fost eliberat. În aceeași lună am și plecat în România la Ciurnița să îl caut pe Cotigă. El a mai vrut să lucrăm împreună, era supărat că am hoinărit. Mi-am luat cele 400 de oi care mi-aparțineau atunci și în primăvara lui 1882 m-am întors din nou acasă. În timpul armatei îmi făcusem un plan pentru când va fi venit momentul să vând oile și cu banii obținuți să cumpăr cărți și alte tipărituri românești pe care să le duc în satele din Transilvania. Nu vreți să știți de câte ori am fost amendat pentru că îmi lăsam oile să pască pe pământurile unor sași. Despăgubirile pe care le-am plătit au fost mult mai mari decât pagubele pe care le-au făcut oile, așa că n-a trecut mult timp și am rămas fără nicio oaie. Am cerut dreptate și pentru că nu mi s-a dat, am plecat la Viena să mă învățișez lui. Am mers la Schönbrunn unde se afla el. Greșeala mea a fost că am insistat prea mult să intru în audiență. Poliția m-a luat cu forța și m-a urcat în tren. Am făcut și o plângere scrisă și deși încercarea de a vorbi cu împăratul nu a avut rezultat, plângerea a trezit atenția opiniei publice. Abuzurile autorităților erau confirmate de popor, iar Valeriu Braniște, Sextil Pușcariu și alții au început să scrie despre cazul meu în gazete. Nu eram singurul abuzat, mai erau mulți ca mine. Procesul memorandiștilor în Transilvania, în perioada aceea, situația era foarte proastă, se năștea pricină între români și unguri cu fiecare ocazie și persecuțiile erau la ordinea zilei, până în 1892 românilor le ajunsese situația la os. Pentru că aveau loc foarte multe nedreptăți, s-a redactat un memorandum care a fost publicat în tribuna și care a condus apoi la procesul memorandiștilor din 1894. Procesul a avut loc la Cluj unde am participat și eu. Când m-au văzut jandarmii, m-au arestat și m-au bătut pe motiv că nu avea ce să caute un simplu cioban din proprie inițiativă la un proces politic atât de important. Eu n-am lăsat lucrurile așa și am mers din nou la Viena în audiență la împărat. De data asta m-a primit și mi-a promis că îi trage la răspundere pe vinovați. Primul contact cu intelectualii români. În ianuarie 1895 am decis să merg la București să văd statuia lui Mihai Viteazul. Am pornit pe jos și când am ajuns fiind obișnuit de pe munte m-am pus în zăpadă să dorm. Dimineața când m-am trezit dau să mă de zăpadă și văd că se uită la mine mirat un om, era Ion Grama, un om de serviciu la Liga Culturală, m-a întrebat ce fac acolo, I-am spus și am început să vorbim despre Horia Croșca și Crișan, despre Avram Iancu și diferite alte subiecte. Fiind uimit că am citit atât, m-a dus la Vasile Alexandrescu Urechia, care era președintele Ligii. După ce i-am spus și lui povestea, a intrat în cameră profesorul Grigore Tocilescu, o căruia i-a spus, ia ca Grigore, ai în fața ta un cioban care a citit pe șinca, ai ce zici de minunea asta? Grigore răspunde, de citit l-o fi citit, întrebarea aici am înțeles. După ce am mai povestit puțin, m-a întrebat urechea cum te-a lăsat inima omule să nu vii până acum la București. I-am explicat că nu puteam să vin din cauza oilor, că n-aveam unde să le las, dar acum că nu mai am oi, m-am hotărât să mă fac cioban la cărți. Adică să culeg cărți, să îndrum oamenii ce să citească și să își cunoască istoria neamului. Urechea nu înțelegea. Atunci am explicat că românii din Transilvania n-au școli proprii, n-au cărți după care să învețe. Foarte puțin dintre ei știu citi și scrie, ba mai mult cărțile românești sunt oprite să circule în cuprinsul monarhiei Habsburgice. M-am hotărât să fac eu treaba aceasta cu ajutorul lor și al oamenilor de bine, să strâng cărți și să le duc în Transilvania unde lipsesc. I-am mai povestit și cum am umblat mult timp după autorizație de la Ministerul Învățământului să pot să duc cărțile legal, dar nu m-a ajutat nicio instituție. Cei doi m-au ajutat să vizitez tot ce era mai important în București, muzeele, Ateneul, Universitatea și Academia Română. I-am cunoscut apoi pe Valeriu Braniște și Constantin Mile, pe Nicolae Iorga, George Coșbuc, Ștefan Octavian Iosif, pe Spiru Haret, Tac Ionescu, Constantin Morțun și Ice Brătianu. Încet, încet am devenit cunoscut în țară. călătoria la Roma. Apoi, în 1896, într-o zi, stăteam și mă gândeam serios să merg la Roma să văd cu ochii mei pe strămoșii despre care am citit în cărți. Când am văzut că eu, ciobanul cărțan, mă tream din neamul care a stăpânit odată lumea, ochii mi s-au umplut de lacrimi. M-a apucat ca un vârtej amețitor și nu m-am mai putut răbda. Mi-am pus merinde și primeneli în blubă și, atârnând o de umăr, am plecat din străja cărțișoara la Roma. n aveam bani nici recomandări, dar am primit ajutor de la Vasile Alexandrescu Urechia, Mi-a dat și bani și scrisori de recomandare și susținere morală. În ianuarie 1896 am pornit pe jos spre Roma cu destinația Columna lui Traian. Am luat la mine un punct de pământ de acasă și niște boabe de grâu ca ofrandă pentru și romani. Odată ce am pornit, mi-am dat seama că Roma era mai departe decât am crezut. După două săptămâni, abia ajunsesem la pesta. Ce amăgire mă gândeam. La un moment dat în pesta mi s-au terminat și banii, așa că ar trebui să mă opresc și să fac alții. Am intrat lucrător la un olar și am muncit într-o săptămână cât alții într-o lună. După ce am mai strâns parale, am pornit din nou la drum. Din Cârțișoara am făcut fix 20 de zile pe jos până la Viena și de aici încă 23 până la Roma. Cea mai grea parte a călătoriei a fost traversarea alpilor. În rest, m-am descurcat ușor. Am stat la Roma cam patru săptămâni. Unii îi spuneau că sunt țignit, dar eu am ajuns să văd toate minunile Italiei. Odată ajuns, am început să caut columna lui Traian, Lumea se uita lung la mine pentru că purtam port străin, unii se uitau cu drag că ceram feciori chipeș și înainte să plec la drum m-am ras și m-am bătit ca de sărbătoare. Din când în când cât un călător se opream în fața mea mirat, atunci mă duceam la el și îl întrebam pe românește să-mi spună drumul spre columnă. Dacă era în haine de muncitor îi ziceam frate, iar dacă era în haine domnești îi ziceam domnule frate. Oamenii nu mă înțelegeau, vă dați seama. Mie mi se părea că vorbesc românește ca și noi, dar o românească stricată și după părerea mea asta se întâmpla pentru că nu s-au mai prea întâlnit cu românii, au mai uitat limba și au învățat vorbe nemțești. Ei credeau că sunt un cioban de la ei din nord care vorbeam vreun dialect. În final, tot m-a înțeles un italian și am ajuns la țintă când am văzut columna, în ochi mi-au apărut lacrimi, cu gura pe jumătate deschisă sorbeam cu ochii priveliștea, mi-am scos căciula din cap și părul meu lung era numai o apă, nu eram obișnuit cu căldurile Italiei, am scos pământul românesc și babele de grupe pe care le-am adus de acasă și le-am presărat acolo, apoi m-am culcat până a doua zi, în drum, dimineața când m-am trezit mă înconjura o mulțime de oameni, se uitau la mine mirați, unul văzându-mi îmbrăcămintea a exclamat, un dac a de pe columnă, același Lucrul a scris și presa din Roma, mi s-a publicat fotografia și mai târziu mi s-au luat interviuri. Între timp în țară gazetele mă numeau ambasadorul în opinci. Acum ajuns aici voiam să mă duc să denunchez înaintea columnei și să o sărut, numai că nu era simplu. Piața lui Traian e îngrădită și ca să ajungi la coloană trebuia să cobori pe scări. M-am uitat în stânga, în dreapta, am întrebat pe unul și pe altul, dar n-am reușit în niciun fel să primesc vreun sfat. Ce era de făcut? m-am dus direct la legația română unde m-am prezentat, le-am spus că sunt cioban din Transilvania și că am venit la Roma să văd columna lui Traian. Am vorbit cu Duiliu Zamfirescu, ambasadorul, care și-a trimis un funcționar să-mi cumpere niște haine noi, nemțești, cum le spunea el. De aici încolo s-au schimbat lucrurile. Niște studenți au mers cu mine să vizitez cele mai importante obiective și îmi povesteau despre cum a construit Traian columna cu banii Daciei. Apoi, ministrul român m-a dus la marchizul Pandolii, marele filoromân, căruia i-am plăcut atât de mult că a dat prânz mare în cinstea mea. Când am pășit peste Prag, am pus căciula lângă ușă și am scos din glugă o bucată de pâine și put țină sare, i-am întins o gazdei casei zicându-i, așa e obiceiul pe la noi. Apoi m-am întors către ministru și i-am șoptit, e din satul nostru. La masă m-au așezat în frunte și toți voiau să vorbească cu mine. Bărbați cu decorații pe piept au ridicat paharul în sănătatea mea. La un moment dat m-am ridicat de la masă și am început să le vorbesc. Le-am spus așa, eu sunt numai un țăran și nu prea pricep multe. De aceea vreau să vă întreb pe măriile voastre să-mi spuneți un lucru. De ce nu se apucă toți ăștia care sunt copiii romanilor? Să țină la un loc și să cucerească lumea întreagă. Arătând cele cinci degete de la mână, am continuat: Uite, ăștia sunt italienii, ăștia sunt românii, ăștia franțuzii, ăștia spaniolii și ăștia portughezii. Apoi am luat un măr, l-am pus pe palmă și am apucat cu un deget: mărul ăsta e pământul, le-am spus. Dacă încerc eu să-l țin numai cu un deget, nu pot, căci n-am destulă putere în el. Dar dacă îl apuc cu toate cinci, se găsește oare om pe lume care să mi-l mai scoată din mână? După ce am terminat de vorbit, m-am așezat pe scaun și am mușcat sănătos din măr. Toată lumea a fost încântată de mine și ne-am îmbrățișat cu toții. După masă, ne-am urcat în columna lui Traian, dar sus am fost foarte dezamăgit. Priveam concentrat la statuia din vârful coloanei când deodată mă întreabă cineva. Știi cine e la? Eu am răspuns. Cum nu? E taica Traian, drăguțul, bată norocul că frumos om era. Atunci au izbăbnit cu toții în râs și apoi mi-au zis. ăsta e Sfântul Petru, cârțane, nu-l vezi cu elicea raiului în mână? Atunci m-am încruntat. Nu se poate, le-am spus. Cronicul spune că în vârful columnei e pus în Marele Împărat Traian, a fost acolo, dar l-a dat papa jos și l-a pus pe Sfântul Petru, mi-au zis. Atunci chiar m-am supărat, dar Sfântul Petru s-a bătut cu dacii ce caută el acolo. Nu e el destul de bine erai? după aceea am plecat cu toții la forul roman și prin alte locuri cu rămășițe de la romani, dar surpăturile nu-mi prea plăceau. Seara am fost poftit iat, la niște mari domni care m-au ospătat. Pe la miezul nopții am plecat, dar oamenii s-au speriat când au văzut că am dispărut. M-au căutat peste tot, dar nu m-au putut găsi. Abia dimineața au aflat plat, pentru că m-au găsit la poliție că m-a apucat dorul de traian și de cerul cu stele. Eram sătul de saloane. Când nu m-a văzut nimeni, m-am strecurat pe ușă și m-am oprit doar la columnă, unde m-a furat somnul și am adormit. Pe când visam mai bine, m-a trezit un paznic care a crezut că sunt nebun și m-a dus la secție. Când m-au întrebat de ce n-am mai rămas la ospăț, le-am spus sincer, mai întâi taica și apoi frații. În altă zi, comandorul Bacelii m-a dus la primarul Romei, cardinalul Rampola m-a prezentat lui Papa Leon al 13-lea, Pandorfi m-a dus la regele Umberto I, iar deputatul Mateo Imbriani m-a dus în Parlament unde m-a prezentat în deschiderea sesiului. Am avut foarte multe întâlniri toate cu oameni importanți, politicieni, arhitecți, scriitori și capitani. Am decis să merg apoi la Veneția. În gara m-a aștepta Paul Zorse. Bietul om m-a așteptat o săptămână, dar eu mi-am schimbat traseul pentru că am vrut să vizitez ruinele de la Pompeii. Apoi am vizitat Florența, Bolonia și Padova și abia în a opta zi am ajuns la Veneția. Când am ajuns acolo, secretarul marchizului Pandolfi pe care urma să-l vizitez m-a aștepta cu poliția și m-a dus direct la destinație. Cea mai mare bucurie mi-a făcut-o marchizul Pandolfi. Mi-a dat în dar o fotografie mare a columnei lui Traian. Când m-am văzut cu fotografia în mână, nu am mai avut astâmpăr, îmi doream numai să o arăt țăranilor de acasă și într-o bună dimineață am plecat din Roma fără să mi-au rămas bun de la nimeni. Întoarcerea în Transilvania, în viață eu nu prea am avut dușman, dragii mei, dar cu jandarmii nu m-am înțeles niciodată, cum mi s-a întâmplat și altădată, așa am pățit și acum, cum mergeam eu cu sulul sub soară prin pulberea drumului de țară, măsurând nerăbdător cu ochii depărtarea până la turmul bisericii din străja Cărțișoara, răsar ca din pământ doi jandarmi și mi-au -mi cu forța sulul pentru care am călătorit eu până la Roma. Nedumerit am rămas locului și când am văzut cum cei doi se pierdeau cu columna mea în negură, era cât pe acei să plâng de durere și năcaz. Dar deodată m-am îndreptat și am făcut cale întoarsă spre Viena. Trei săptămâni la rând am apărut în fiecare zi în sala de așteptare a împăratului. M-au îmbrâncit, m-au închis, dar totul a fost zadarnic. În fiecare zi reveneam și stăteam acolo ca o statuie pentru că eu am fost trei ani soldat la împărăteasă și știam că-i dreptul meu să cer de la împărat să mă asculte, iar eu din dreptul meu nu lăsam nimic. Până la urmă am ajuns în audiență la împărat și i-am spus că jandarmii m-au bătut și mi-au furat columna, cadourile și cărțile pe care le-am adus cu mine de la Roma. După ce m-am odihnit din de 10 zile, pe 18 martie, am pornit înspre București să le povestesc tuturor ce văzusem acolo. Paris. În primele zile ale lunii august am hotărât să plec într-o altă drumeție de data asta la Paris, ca să iau legătura cu ceilalți frații noștri cu francezii. Am câștigat multă experiență prin călătoria către Roma, așa că de data asta mi-a fost mai ușor. Am trecut prin Viena, unde am depus încă o plângere la împărat și mi-am continuat drumul prin Bolonia, Florența și Genova. Apoi am ajuns în sudul Franței, am trecut prin Marsilia, Avignon, Lyon și apoi am ajuns la Paris. Oriunde ajungeam mă opream să scriu câteva rânduri gazetelor din țară ca să le țin la curent cu traseul meu, le trimiteam scrisori diariștilor de la evenimentul Foaia Poporului, Universul și altora, am stat la Paris între 10 și 19 august 1896 și mi-a plăcut, dar m-am simțit destul de dezorientat, orașul era foarte gălăgios, foarte modern și nu aveam un punct de reper atât de clar ca la Roma, francezii m-au tratat foarte bine, m-au cinstit și mă recunoșteau pe oriunde mergeam, Studenții români de la Paris m-au condus să vizitez muzee, monumente și tot felul de instituții. De la Paris m-am întors direct acasă. Fiind aproape, am hotărât să vizitez și Belgia, am luat trenul către Bruxelles, am vizitat orașul, m-am plimbat pe unde m-au dus picioarele prin această țară și apoi am luat drumul Germaniei, Sigmaringen. Pe regele Carol l-am admirat și am apreciat faptele, așa că fiind în Germania, am zis că este prilejul potrivit să merg la Sigmaringen să văd cu ochii mei cuibul din care a zburat șoimul de la Grivița. Nu v-ar veni să credeți ce femeie vretnică era mama regelui, m-au găzduit o săptămână întreagă ca pe un boier. Prima dată când m-a servit cu vin de burgundia m-am înroșit tot. Fratele regelui Leopold vorbea bine românește, așa că ne-am descurcat să schimbăm păreri. La plecare, biata bătrână plângea, iar el m-a strâns în brațe și m-a pupat. Ierusalim. La scurt timp am decis să merg și la Ierusalim ca să văd Pământul Sfânt. Cum eram cunoscut deja prin ministerele de la București, am primit un bilet până la Constanța și încă un bilet de vapor să ajung la Tsarigrad. Acolo am găsit un alt vapor rusesc care mergea spre Alexandria și am intrat ca lucrător. Apoi am ajuns la Iafa și de acolo am luat-o frumos pe jos până la Ier Ierusalim, am ajuns la un moment dat pe un deal într-o sălbăticie greu de descris, unde m-am întâlnit cu niște tâlhari. M-au sucit, m-au învârtit, m-au scotocit prin buzunare, se uitau la mine de credeam că acolo mi-am găsit sfârșitul. Când au văzut că n-am banii, mi-a dat unul dintre ei două palme și m-au lăsat să plec. După două zile, altă peripeție, m-a prins poliția și m-a închis. Cum nu mi-au găsit nicio neregulă, m-au lăsat să plec și mi-au plătit și trenul până în Ierusalim. Când am ajuns acolo, mare mi-a fost mirarea să văd cum în palatul lui David au făcut turcii cazarmă militărească. Se certau călugării deasupra Sfântului Mormânt și erau taxe pentru toți cei care voiau să se închine. Am stat și acolo cam patru săptămâni. M-am scăldat în apele Iordanului, am puposit la Marea Moartă și de la o vreme am luat un cet spre Sodoma și apoi înspre Constantinopol. Am iar muncitor pe un vapor am ajuns la Constanța, și înapoi la București, din nou la Roma. În septembrie și octombrie 1899 a avut loc cel de-al 13-lea congres de istorie al orientaliștilor la Roma. Au fost prezenți peste 700 de delegații din 40 de țări și a fost prezentă și România, din a cărei delegație au făcut parte Vasile Alexandrescu Urechia, Grigore Tocilescu, Teodor Burada, Constantin Erbiceanu și mulți alții. În timpul uneia dintre lucrările congresului am apărut și eu acolo. Oricui m-a întrebat ce caut, i-am răspuns simplu. Din delegația română nu putea să lipse găsească un dac, chiar dacă nu a fost poftit în mod special. Am ajuns exact la momentul potrivit, când trebuia depusă corana de lauri la columnă, dar înainte m-am prezentat la ușa hotelului unde stătea urechea, când m-a văzut s-a enervat, ce avea multe pe cap și cum avea și pe mine. M-a întrebat răstit ce caut acolo, dar eu i-am răspuns cu calm. Ce caut și dumneata? Roma, columna, Traian? Atunci a zâmbit și mi-a strâns mâna. Când a aflat că am venit, profesorul Angelo Gubernatis a propus să depun chiar eu coroana de lauri. Singura problemă pentru ei, nu pentru mine, era vestimentația mea. Peste noapte, două italieni mi-au făcut cămașă nouă românească, mi-au spălat cioarecii, adică pantalonii țărănești, mi-au curățat opincile și m-au gătit ca pe o mire. Când am fost gata îmbrăcat și aranjat, am fost pus cu trăsura până la columnă, unde era formată deja o mulțime foarte entuziasmată. Se auzea fanfara, au avut loc cuvântări și la final am depus coroana ministrul Bacelei mi-a strâns mâna cu căldură, mi-a cerut o poză și eu i-am înmânat portretul meu pentru care mi-a mulțumit. După ce s-au terminat festivitățile, m-am întors acasă și am avut o bucurie în suflet cum nu am mai avut nici când. De acum am devenit și mai hotărât să lupt pentru luminarea fraților mei, transportul de cărți și arestările printre intelectualii vremii pe care îi admiram din București era negreșit și Nicolae Iorga, care avea acea pasiune neasemuită pentru poporul român și idealul de a-l vedea unit într-o singură țară. Am avut ocazia să discut cu dânsul de multe ori și nu odată i-am cerut și cărți. Îi băteam la ușă și îl întrebam ce-mi poate da să le duc copiilor din Transilvania. Stătea și se gândea de ce s-ar putea lipsi. Avea o bibliotecă uriașă, plină și cărțile care nu mai încăpeau stăteau pe podele, pe mese, peste tot. Dar el tot nu era sigur ce putea să În final nu mă lăsa să plec cu desaga goală. Ajungeam destul de des și la Sinaia și mă opream la generalul Manolescu. Povesteam ore în șir despre istorie și politică. Dacă ajungeam în prearma lui Sfântul Petru în iunie, soția lui mă aștepta mereu cu cărți pentru copii. Știa că urma să vin și să pregătea din timp. La fiecare sfârșit de an, când știam că elevii din România nu mai aveau nevoie de unele manuale, colindam țara să le strâng. Bergeam la București, la Iași, la Craiova și oriunde mai erau școli mari. De îndată ce primeam cărțile, băteam drumul înapoi spre casă, străbătând carpații și ajungeam în toate locurile unde știam că erau oameni dornici de lectură românească. Aveam sprijin în București și oameni care mă ajutau cu bani ca să-mi pot îndeplini scopul. Spiru Haret, ministrul învățământului, m-a ajutat cu bani și cu cărți. Într-un an mi-a dat bani să-mi cumpăr cizme pentru că era iarnă și eu eram tot în opinci. Când m-am întâlnit cu el următoarea dată, eu eram tot în opinci. S-a supărat, crezând că i-am dar când m-a întrebat pe ce am cheltuit, i-am spus că am cumpărat cărți și că ele pot fi de mai mult folos decât picioarele mele. Pe lângă rolul de cioban pe lângă rolul de cioban de cărți, cum îmi plăcea să mă numesc, am jucat și rolul de intermediar între conducătorii politici din București și Partidul Național din Austro-Ungaria. Aduceam mesaje din București, comunicări și ajutoare în bani. Pentru că țineam la carte, am primit admirația și prietenia multor scriitori celebri de pe atunci. În decembrie 1904 am decis să merg acasă la cărțișoara să văd ce se mai întâmpla pe acolo. Am găsit la cătul de la ușă spart, casa răvășită și revistele, cărțile și tablourile confiscate. Ave am ascunzătorii pe la vecini, dar le-au găsit și au luat tot. Eram hăituit și știam asta deja pentru că pe urmele mele umblau niște agenți încă din 1895, când Ministerul de Interne din Budapesta a aprobat supravegherea și împiedicarea traficului de ziare și cărți românești prin punctul de frontieră predeal. Mă urmăreau atât de îndeaproape încât mi-au aflat chiar și depozitele secrete temporare pe care mi le făceam prin munți. Am avut, de exemplu, în munții Bucești depozite la cabana din Poiana Arini, la Diham și la Valea Cerbului. Aveam depozite și în București, unde păstram cărțile până când mă întorceam în Transilvania. Primăria Bucureștiului mi-a pus la dispoziție o clădire veche denumită pe atunci Casa din Cișmigiu. Mai aveam voie să depozitez cărți și într-o magazie mare din strada Polizu, unde era școală de alte și meserii aproape de gara de nord și încă într-o cameră la subsol în strada Occidentului. Înainte de fiecare plecare, selectam cărți și le puneam în trei saci. Legam doi saci unul de altul, cap la cap și îi puneam peste umăr. Pe al treilea îl purtam sub braț. Aveam 100 de bilete gratuite în fiecare an pentru tren. Luam trenul de la gara de nord spre Predeale și coboram la Sinaia, Azuga sau Bușteni. Apoi urcam pe potecile munților, când pantele erau prea abrupte ca să pot urca, luam sacii pe rând, așa că trebuia să mă întorc de mai multe ori. Unii grăniceri români sau ciobani care mă cunoșteau mă ajutau la cărat dacă mă întâlneau. Încercam să călătoresc noaptea ca să nu dau de jandarmi și va și dar tot reușeau să mă prindă. Când mă găseau, mă băteau, mă arestau, mi abdeau cărțile, iar eu o luam de la capăt. Reușeam să o iau de la capăt pentru că știam că existau oameni care mă așteptau să vin cu desadaplină În satele din Transilvania, oamenii dădeau Cărțile din mână în mână și din sat în sat. Între 1895 și 1910 am fost arestat de mai multe ori chiar la punctul de frontieră predeal sau în apropierea lui, și s-a pornit un proces penal împotriva mea din care m-am ales cu o condamnare. Între 1903 și 1905 au confiscat din casa mea și din depozite 76.621 de tipăritui, dintre care numai 268 cu conținut instigator, cum le plăcea lor să spună. Pe 13 aprilie 1907, ministrul de interne a comandat prefecturii din Brașov să ardă toate cărțile pe care le găseau la mine, fără a atrage atenția opiniei publice. Printre aceste cărți se aflau manuale de istoria a românilor de Xenopol și Nicolae Iorga, scrieri despre Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Horia, Cloșca și Crișan, opere de ale lui Bălcescu și multe altele. Am avut două condamnări mai importante, dar după ce ieșeam din închisoare, continuam să fac același lucru ca înainte. Când au văzut autoritățile că închisoarea nu mă sperie, au trecut la alte măsuri. Am fost trimis în judecată și acuzat de agitație împotriva statului și de răspândirea de cărți interzise. Judecata s-a desfășurat cu ușile închise și se putea intra numai cu un bilet special. În timpul procesului, judecătorul m-a întrebat dacă am apărător și dacă știu de ce sunt acuzat. I-am zis că da, dar că nu am nevoie de apărător și că mă apăr singur. Mi-am recunoscut faptele pentru că acuzația era corectă. Apoi m-am apărat, spunând că am cerut autorizație să aduc cărțile și că m-au purtat pe drumuri doi ani de zile fără să mă ajute să o obțin, iar oamenii au nevoie să își cunoască trecutul și asta nu e o crimă. Pentru mine, o crimă era că au ars cărțile. Președintele enervat mi-a răspuns că le-au ars pentru că erau oprite prin lege. Eu i-am răspuns, noi bai, îmi dau frații mei altele. La final m a întrebat ce mai am de spus în apărarea mea. Atunci am zis oamenii noștri trăiesc ca animalele, cu ceafa plecată sub ciomag, ei n-au lumină, n-au cultură, nu-și cunosc drepturile pentru că n-au cărți. Organele administrative ne asupresc la fiecare pas. Am adus cărți la oamenii să se lumineze. Asta e crimă? Eu cred că nu. Crimă fac cei care ne alb cărțile și ne asupresc. Nu mai am nimic de zis. În țara asta a dreptatei de partea supritorilor. Va veni odată și ziua dreptății. Sentința a fost un an de temniță drea. Nu m-am speriat am făcut doar șase luni pentru că fruntașii români au intervenit pentru mine și am primit drațiere de la împăratul Franț Iosef, răscoala țăranilor din 1907. Am ieșit din temniță în toamna anului 1906 pe când aveam 57 de ani. Am simțit nevoia să merg la București ca să mai răsuflu, dar când am ajuns în Muntenia și în Moldova lucrurile nu mai stăteau la fel ca înainte. În orașe și în sate domnea o stare de îngrijorare, sărăcia era mai mare decât înainte. Masele țărănești se pregăteau să se răscoale din cauza nemulțumirilor cauzate de moșieri. Țăranii cereau o parte din pământul pe care îl munceau pentru că tot rodul lui intra în hambarele boierilor și arendașilor în vreme ce și ei lucrau cât era ziua de lungă, dar mureau de foame. Nicolae Iorga transmitea mesajul următor care răsuna peste tot. Numai proștii și ticăloșii pot tăgădui astăzi suferințele și drepturile țăranilor și chemarea ce o au în această țară. Am presimțit că focul se va aprinde în nordul Moldovei unde era sărăcie mai mare și am plecat la Iași unde am ajuns pe 30 ianuarie 1907 chiar pe când ministrul Alecu Bădărău și mitropolitul partenie ieșau de la o serbare. Bine, mă gândeam, unii serbează, alții mor de fame, când m-au văzut, m-au întrebat de ce nu am intrat. Le-am răspuns că nu-i bai, dar fiindcă tot s-a terminat sărbarea, am o întrebare, și anume, ce-i trebuie cuiva ca să facă un gard? Ministrul s-a grăbit să-mi răspundă că dacă faci garde nu ele, ai nevoie de pari și nu ele, iar dacă faci zăplaz, trebuie golumaci, scânduri și cuie. Nu-i destul, i-am zis. A urmat alte răspunsuri și dădeam din cap la toate, nu erau corecte. Ca să pună capăt, mitropolitul a zis că ai nevoie de meșter, iar eu i-am răspuns cu vios, să iertați. Răspunsul e simplu, ca să faci gard e nevoie de pământ. Un au început să râdă, i-am săgetat cu privirea și am continuat. Fără pământ, gardul stă în vânt. Sărănimea e pământul, statul e gardul, care oricât de frumos e vopsit, se năruie dacă nu-i sprijinit în pământ. La cei bun gardul fără pământ, dați pământ țăranilor, domnule ministru, că se năruie gardul. Apoi am salutat și m-am făcut nevăzut. Două luni mai târziu, la sfârșit de martie, au început răscoalele țărănești. 11.000 de țărani și-au dat viața pentru pământ. M-am întors în Transilvania cu sufletul întristat, și după baia de sânge a țăranilor am rupt orice legătură cu cei care au patronat represiunea. Sfârșitul vieții. În anul 1907, legile educației din Imperiul Austro-Ungar au devenit și mai aspre. Școlile confesionale se închideau sub tot felul de pretexte și erau înlocuite cu școli comunale controlate de stat. Acum mă apropiam de 60 de ani și deși mă asemănam cu păsările călătoare, eu nu aveam un cuib stabil. Făceam același lucru din nou și din nou, căram cărțile peste munți și stabileam relații cu oricine mă putea ajuta în misiunea mea. În 1910, când treceam munții Făgărașului pe drumul cel mai scurt spre Poiana Bully, a venit un viscol puternic. Era zi afară, dar nu vedeam la doi pași în față. O rafală puternică de vânt m-a pus la pământ și imediat am auzit un sunet asurzitor. În următoarea secundă s-a provălit un munte de zăpadă peste mine. Nu știu exact cât a durat, dar nu m-am dat bătut și am ieșit cu greu din zăpadă. M-am târât cum am putut până în sat și când m-au văzut vecinii s-au speriat. M-au pus în pat și am rămas acolo o săptămână întregi luptându-mă cu moartea. Oamenii din sat și prietenii veneau în fiecare zi să mă vadă și stăteau la patul meu. În sat nu aveam vedic nici n-a era o singură babă care știa leacuri pentru așa ceva și mi-a făcut fierturii de buruieni și ceaiuri. Așa am prins puteri în primăvara lui 1911. În iulie, când am simțit că mă țin picioarele, am pornit iar către Sinaia. Mi-am chimat rudele și le-am spus să-i transmită lui de unde să ia cărți și să rămână liniștit că atâta timp cât trăiesc, copiii nu vor duce lipsă de ele. Am mers patru zile până la poiana țapului, dar nu a fost ușor. Deja simțeam că mă chinui. M-a găzduit doamna la Hovari, soția ministrului român de la Roma și când a văzut cum eram, a chemat repede un medic. Aveam congestie pulmonară și medicul se mira cum am putut străbate munții în starea mea. Lângă mine a stat George Mugur care mă îmbărbăta în continuu deși știa că îmi drăiesc ultimele clipe. Îmi spunea, ba George, ești un erou, ai luptat toată viața pentru poporul nostru, urma și nu te vor uita. Eu i-am spus atunci domnule Mugur să mă înmormântați la Sinaia să fiu aproape de o prea mi-am dat ultima suflare pe 7 august 1911, luându-mi rămas bun pentru totdeauna de la drumețiile mele nenumărate, de la cărți și de la copii. Ultima dorință mi-a fost respectată și am fost înmormântat la cimitirul din Sinaia pe cheltuiala ligii culturale. Au venit sute de intelectuali și cetățeni și pe mormântul meu s-a ridicat apoi un monument pe care scrie Aici doarme, badea cârțan, visând îndregirea neamului. La mai puțin de 10 ani de la moartea mea, visul mi-a devenit realitate.